În acest clip o să vă arăt ce mi-am cumpărat luna trecută, în decembrie 2017, de pe site-ul AliExpress. Materialul din imagine are o dimensiune de 40x50 de centimetri și l-am luat la set. Le voi folosi ca și căptușală pentru niște gentuțe croșetate. Voi folosi un bumbac 100%, un bumbac mai grosuț, și voi folosi acest material ca și căptușală. Am dat pe ele undeva la $5.38, toate 4 bucăți. O altă serie, mi-a plăcut foarte mult culoarea. Mi se pare că am dat $5.30, ceva de genul. O să pun în descrierea clipului un link unde puteți să le găsiți. Acești ponei, este un ciucuraș foarte drăguț, fi purtat atât la cheie, dar se poate prinde și la geantă, și mi-am luat aceste trei culori. Pe acesta am dat $1.33, pe acesta $1.37 și pe acesta tot $1.37, transportul de asemenea la liber. M-am gândit ca gentuțele croșetate să aibă și o curelușă drăguță și mi-am comandat 3 nuanțe. Sus este o imitație de piele și are și acest lanț. De aici se va prinde gentuța croșetată. Eu mi-am luat pe maro, mi-am luat și un albastru și un verde. Am dat pe ele $4.77. Mai mi-am cumpărat și un set de nasturi. Sunt din lemn și au bufnițe, 50 de bucăți. Tot din lemn, nasturi pe care scrie handmade. După cum bine știți, eu croșetez și jucării. Am pus aici năsturelul pe rotund, pentru că mi-am luat și pe rotund, scrie Handmade with Love, este din lemn. Pe această uiță am pus acest năsturel, o să apropii puțin. Îmi place foarte mult cum se vede la jucăriile mele croșetate. 50 de bucăți de nasturi din lemn handmade, cu 50 de bucăți de nasturi cu bufniță. Am dat pe ei $3.50 pe ambele pachete. De la alt furnizor mi-am comandat acești nasturi pe rotund cu handmade, 30 de bucăți. Sunt foarte drăguți. Și acești nasturi pe care îi voi folosi la anul, tot din lemn sunt, cu tematică de Crăciun. Mi-am comandat și aceste cleme. Mi-au plăcut pentru că au fețe zâmbitoare. Le folosesc la diverse proiecte, pot fi folosite și la hârtie. Au fost 8 bucăți, diferite culori. Și au costat $1 toate. Încercați atunci când comandați să o faceți de la un singur furnizor, pentru că altfel va trebui să faceți mai multe drumuri la poștă.
Eu le-am comandat la furnizori diferiți pentru că nu le-am găsit pe toate la același furnizor, însă recunosc că nu am avut nici răbdare să caut. Mi-au plăcut, le-am pus în coș, am pus transportul gratis și am așteptat cam 21 de zile și le-am primit.